Oana Pele a fost confirmată pozitiv zilele acestea. Actrița era așteptată să urce pe scenă în data de 10 octombrie, însă a decis să se autoizoleze înainte de a afla rezultatul. Actrița Oana Pelea nu a apărut în piesa Scaunele, însă aceasta a avut un motiv întemeiat pentru care a lipsit. De curând, Oana Pelea a fost infectată cu COVID-19. În urmă cu o săptămână, actrița a luat decizia de a se autoizola timp de 7 zile, după ce intrase în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Pentru a nu pune sănătatea celorlalți în pericol, aceasta s-a și testat, iar îngrijorările actriței s-au adeverit. Nu era nimic incredibil, nimic neașteptat. Mi-am făcut teste rapide și rezultatul a fost negativ. Apoi am primit rezultatul PCR pozitiv. Oana Pelea spune că a suferit de o formă ușoară a bolii și faptul că este vaccinată a ajutat-o să treacă mai ușor peste boală. Traversez o formă ușoară, nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin. Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Nu dau sfaturi nimănui, dar mă felicit că m-am vaccinat.